Întreg complexul Weekend a fost luminat, nu doar pe alei a fost plin de lumânări, ci și în copaci și pe apă. Au fost realizate panouri cu gulguțe și candelabre, iar tabloul a fost completat de o lună plină. Festivalul e creat de cercetași ca să învețe să lucreze în echipe și să învețe cum se organizează așa ceva și să scoatem oamenii din rutina de zi cu zi, să creăm un mediu de relaxare, de promenadă și să facem artiștii Târgu Mureșeni cât de cât cunoscuți. Peste 20.000 de gulguțe au împânzit locul, care s-a umplut de oameni ce au venit să participe la eveniment, să aprindă o lumânare și să admire priveliștea. E super cum s-au mobilizat Târgu Mureșenii, cerceta și îmi place foarte mult evenimentul. Cred că o să arate când o să fie toate 20.000 de lumânări aprinse. Foarte frumos! Hamacele nu au lipsit, așa că Târgu Mureșenii au stat tolăniți cât a fost seara de lungă. Alții au asistat la o chită reală, de unde a lipsit doar focul de tabără pentru a imita perfect o seară la munte între prieteni. Cei prezenți s-au fotografiat, au filmat și au și postat imaginile pe rețelele de socializare. Astfel, Festivalul Luminii 2016 a fost admirat și de cei care nu au putut participa la ediția din acest an.